Părinții României unui bebeluș de numai o lună, internat în Danemarca, au fost arestați, după ce medicii de acolo au cerut ajutorul poliției pentru că starea copilului le-a trezit suspiciuni. Alexandru Grădinar, ambasador al României la Copenhaga, a declarat sâmbătă pentru Digi24 că medicii suspectează că micuțul pacient ar suferi de sindromul bebelușului scuturat. Copilul este acum în afara pericolului de moarte, dar primește în continuare îngrijiri medicale, a precizat diplomatul român. El spune că autoritățile române ar putea cere repatrierea minorului pentru a fi încredințat familiei pe linie maternă în România. La recomandarea medicilor, autoritățile daneze au deschis o anchetă cu privire la circumstanțele care au dus la internarea minorului în spital, iar părinții au fost reținuți pentru o perioadă inițială de 4 săptămâni în centre de detenție diferite, sub suspiciunea de provocare a sindromului bebelușului scuturat. Investigația în prezent se află în stadiu incipient, a spus ambasadorul Alexandru Grădinar la Digi24. Aceasta este suspiciunea, mai multe detalii nu am legate de acest sindrom, a adăugat diplomatul. Ambasada a fost sesizată de acest caz la începutul acestei săptămâni. Am demarat demersuri specifice, am intrat în legătură cu autoritățile daneze competente, iar poliția daneză mi-a transmis că bebelușul a fost internat în stare critică la spitalul din Odense pe 31 ianuarie. Legat de starea de sănătate, pot să vă spun că acum este în afara pericolului de moarte și primește în continuare îngrijiri medicale în spitalul din Odense, a precizat ambasadorul român. Un caz extrem de delicat. Familia este șocată. Suntem în contact permanent cu familia extinsă a Soranei și a lui Ionuț, la fel cu polițiștul care se ocupă de caz și toate detaliile pe care vi le-am spus le comunicăm operativ atât familiei cât și conducerii Ministrului de Externe și în continuare tratăm cu maximă seriozitate acest caz. Sunt cetățeni români și e datoria noastră să-i susținem, să ajutăm familia. Este un caz extrem, extrem de delicat, a subliniat ambasadorul Alexandru Grădinar. Fratele Soranei a fost la noi la ambasadă ieri, am discutat cu el despre caz, despre ceea ce s-a întâmplat de la naștere, am vorbit și cu mama Soranei prin telefon, care era în România. Sunt și ei șocați de acest caz, nu știu nici ce să facă. Bineînțeles, vor dreptate, îi consideră nevinovați, vor copilul să se însănătoșească și să revină în familie, a povestit ambasadorul la Digi24. Autoritățile române vor cere repatrierea copilului. El a explicat că în Danemarca este o procedură standard. Dacă medicii stabilesc un diagnostic ca acesta, hemoragie craniană, pot deschide o anchetă și să se sesizeze poliția. Este o practică standard, sunt legile daneze care prevăd aceste lucruri, a punctat Alexandru Grădinar. În ceea ce îi privește pe părinți, după cele 4 săptămâni de arest preventiv, în funcție de probele pe care le reușesc să le adune autoritățile, vor fi aduși în fața instanței, care va lua o decizie în legătură cu statutul lor. În orice caz, în această fază, bebelușul se află în custodia statului danez, iar autoritățile din România pot să demareze o anchetă socială la familia din România. S-a luat legătura, autoritatea din România are deja cazul în atenție și cred că în cel mai scurt timp vor demara procedurile ca să ceară repatrierea minorului la familia maternă. După ce starea copilului va permite transportarea lui, a precizat ambasadorul României la Copenhaga, Alexandru Grădinar. Pe de altă parte, săptămâna viitoare, ambasadorul danez la București va fi invitat la Comisia de Politică Externă a Senatului. Parlamentarii români vor să afle detalii despre cazul celor doi părinți români arestați în Danemarca. Fratele mamei copilului a povestit pe Facebook că la câteva zile după naștere, bebelușul a început să plângă mult și nu se odihnea mai deloc. A fost solicitat sprijinul moașei în mai multe rânduri, de la care tinerii părinți au primit răspunsul că poate fi vorba de colici sau că așa mai plâng bebelușii. După apelul repetat la ambulanță, Matias a ajuns la spital. Am înțeles că a fost diagnosticat cu hemoragie cerebrală, dar nu ne-a fost adus la cunoștință nimic legat de acest fapt, nici de la medici, nici de documente care atestă acest lucru. De atunci nu mai știm nimic de Matias. Când spunem nimic, ne referim la tot, cum ar fi investigații medicale, RMN, declarații medici sau orice fel de probă în acest sens. Explicațiile pe scurt și răspunsul primit au fost: sunt date confidențiale, a scris Beni Ciobanu vineri pe Facebook. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube.